vești bune pentru cei care vor să-și cumpere o mașină electrică prin programul Rabla Plus. Începând de joi, cei interesați pot aplica pentru o nouă sesiune, însă achiziția se poate face doar pentru 1.500 de mașini. Primele alocate sunt 51.000 de lei pentru un autoturism electric, dacă se casează o singură rablă și 55.000 de lei dacă se casează două autoturisme uzate. Pentru vehiculele plug-in, prima de casare este de 26.000 pentru un autoturism casat și 29.000 de lei pentru două vehicule casate. De asemenea, ecotichetul pentru achiziționarea unei motoci biciclete electrice este 26.000 de lei. Toate primele se bonusează cu 1.500 de lei pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.